Bine v-am găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știrile publica.md. Peste 150.000 de doze de vaccinuri gratuite pentru moldoveni au ajuns în țara noastră. Până săptămâna viitoare, în Moldova urmează să mai fie aduse alte aproape 300.000 de doze pentru imunizare. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Sănătății. Focul Haric va ajunge și în acest an în țara noastră pentru a 15-a oară consecutiv. În joia Paștelui, o delegație a Mitropoliei Moldovei, condusă de înalt preasfințitul mitropolit Vladimir, va merge la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, de unde va lua Lumina Sfântă. Primăvara a adus mai multe ieftiniri, dar și scumpiri în țara noastră. În martie am avut parte de prețuri mai mici pentru produse alimentare și carburanți, în timp ce hainele și electrocasnicele au costat mai mult. Sunt datele Biroului Național de Statistică pentru luna trecută. Și-a violat propriile fiice în timp ce soția era plecată la muncă peste hotare. Este vorba despre un bărbat din raionul Strășeni care și-a agresat sexual cele două copile timp de 3 ani. Acum, fetele au 13 și respectiv 16 ani. Adevărul cutremurător a ieșit la iveală după ce fetele i-au povestit mamei, venită recent din străinătate, despre calvarul prin care au trecut. Demisia lui Arsenii Iaceniuc din funcția de premier al Ucrainei urmează să fie aprobată astăzi de Rada Supremă de la Kiev. Deputații vor încerca și să formeze o nouă coaliție de guvernare după ce precedenta a pierdut majoritatea parlamentară. Președintele Petro Poroșenko a precizat că dacă deputații nu vor ajunge la un compromis și nu vor forma o alianță cât mai curând, atunci Rada ar putea fi dizolvată. Un american flămând și-a potolit foamea în plină noapte, intrând într-un local de tip fast food și pregătindu-și de mâncare. Camerele de supraveghere l-au surprins pe acesta cum își alege ingredientele preferate. Suspectul poate fi văzut cum se plimbă prin restaurant, reglează temperatura cuptorului și pregătește cu grijă un cheeseburger. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem mâine dimineață!